În schimb, un joc pe care l-ai jucat și l-ai și terminat. Da, un joc al cărui review-ul veți vedea săptămâna aceasta. Este vorba despre Hawks 2, pentru că versiunea de console a fost lansată deja și am testat deja versiunea de PlayStation 3. Versiunea de PC, în schimb, mai are ceva de stat la cuptor. Ceea ce se anunțea o fi o amânare de o săptămână, două, s-a transformat într-o lună. Și acum de este fapt, vorba despre două, o lună și da, jumătate, da, cam așa. Versiunea de PC a lui Hawks va apărea în noiembrie, spun anumiți retailer, nu se știe exact. Da, să zicem jumătatea lunii noiembrie. Sursele noastre de la Ubisoft spuneau sfârșitul lunii octombrie, da, în momentul lansării pentru console, dar se pare că această dată de lansare a fost împinsă puțin mai mult spre sfârșitul anului și va fi lansat, spun retailerii din Europa, nu știm sigur, este un simplu zvon, că va fi lansat la jumătatea lunii noiembrie. Adevărul e că cine tu l-ai jucat și poți să le dai acum câteva sfaturi, un pic de sneak peek, merită așteptarea? Da, Hawks 2 este Hawks 1 plus ceva mai mult, nu este un sequel per se, adică nu l-aș considera un Hawks 2 adevărat. Folosește același motor grafic, folosește aceeași tehnologie de randare a terenului, exact, GOI, care este un sistem de sateliți care face, captează și apoi poți să cumperi date de la ei, exact, ca să ți le bagi în propriile produse. Ei bine, Hawks 2 arată mai bine pe partea grafică și se controlează ceva mai bine. Are ceva mai multă diversitate, dar nu mi-a dat senzația aceea de sequel adevărat. Nu știu cum mi-a dat Uncharted 2 față de Uncharted 1. N-am înțeles. Still, it's a good game. Da, e un joc ok. Este probabil versiunea de PS3 a fost copilul bastard, să zic așa, al familiei, pentru că deși versiunea de Xbox 360 a fost lansată înainte, iar demo-ul de pe Xbox 360 era mult mai mic, versiunea de PS3 necesită o instalare de 5 GB. Practic tot jocul se copiază pe hard. Cam așa ceva. Iar numai versiunea demo avea 2 GB, deci să zicem că versiunea de PS3 nu este cea mai bună dintre cele 3 versiuni pe care le vom primi. Still, l-ai terminat și... Da, l-am terminat într-o singură zi, deci m-a ținut acolo să-l joc. Are câteva defecte, se vede că a fost puțin grăbit, dar nu știu, veți vedea în review exact despre ce este vorba și este un joc care merită jucat, deși există alte jocuri în perioada aceasta mult mai interesante. Da, unul din aceste jocuri interesante nu va fi, în schimb, Super Street Fighter 4. Da, Super Street Fighter 4 a fost lansat. Ne referim la o eventuală versiune de PC care... Da, Super Street Fighter 4 a fost lansat în primăvară, da, dacă nu mă înșel, pentru console, pentru Xbox 360 și PlayStation 3. Și va veni în curând în arcade-urile japoneze, pentru că sunt singura țară care mai activează pe scena de arcade. Dar versiunea de PC nu va veni și pe... Da, nu va mai veni pentru pe că niciun meleg. Da, se pare că cei de la Capcom au tras concluzia că portarea pe PC al lui Street Fighter 4 până la urmă nu prea a meritat, pentru că pirateria este prea mare. Da, conform Capcom, versiunea de PC a lui Street Fighter 4 nu a vândut la fel de bine ca versiunile de console. Asta era logic. Și statisticile de piraterie pe care toate companiile le au de la OVM. În schimb, după spusele lor, au fost lideri pe domeniul pirateriei. Da, un domeniu pe care niciun publisher nu dorește să fie lider. Ei bine, versiunea enhanced și strict superioară. Mai mulți luptători, mai multe moduri de joc și așa un mai un balans mult mai bun al jucătorilor și multe noi costume, multe mișcări noi. Da, deci Super Street Fighter 4 este mai mult decât un expansion, să zicem așa. Da, este din păcate pentru jucătorii de PC exclusiv pentru cele două console, deci fie vă rezumați la jocul clasic, fie vă îndreptați atenția către alte platforme. Da, și pentru că tot vorbeam de alte platforme, încă unul din miturile legate de viitorul Kinect s-a spulberat. Lionhead și Microsoft se pare că au anulat proiectul Milo sau Milo and Kate. Știți, copilul ăla foarte dubios care teoretic vorbea cu tine din interiorul consolei. Da, au fost multe glume pe baza pedofililor cu Project Milo. Ei bine, se pare că a fost anulat, iar tehnologia pe care... Poate va reapărea într-un nou titlu, Fable. Poate,
Poate nu. Da, până la urmă hai să îi spunem că a fost așa un fel de șmecherie de marketing folosită la momentul respectiv. Da, până și Peter Molyneux a recunoscut că Mileoff funcționează pe baza unor șmecherii de programare și de gameplay care de fapt nu există aplicații concrete pentru această tehnologie. Erau niște răspunsuri la niște cuvinte cheie foarte, foarte bine scriptate, dar mai mult de atât nu era în spatele jocului, iar proiectul a fost anulat, iar tehnologia se pare că va fi folosită în Fable, dar nu sub această formă, într-o formă ceva mai altă. Ok. Is there any more to this subject? I don't think so. Putem să trecem o tabără aia la altă din nou, și anume la un subiect pe care l-am tot dezvoltat în ultimele săptămâni, și anume lupta continuă a celor de la Sony în încercarea de a scăpa de orice fel de... Hai să nu zicem piraterie, să-i zicem third party unlicensed stuff. Da, pe consolele lor, și anume ultimul update 3.5.0 care adaugă suport pentru Blu-ray 3D. Da. Update-ul acesta se pare că dezactivează anumite accesorii care se puteau conecta pe USB la PlayStation 3. În special la anumite gamepad-uri third party. Ei au spus că motivul a fost pentru că anumite companii chinezești realizau gamepad-uri foarte asemănătoare cu gamepad-urile lor originale, DualShock 3, și acestea aveau un risc pe care Sony nu vor să-și asume în instanță de explozie și... Da, mă rog, știm noi că ei au avut o mai serie mai veche de laptopuri, chiar au avut... Da, pe Vaio da, mai vechi. Chiar da. Au avut niște baterii care, la mod propriu, chiar explodau, dacă aveai ghinion. Ideea este că s-au creat și neînțelegeri și, plângeri reale din partea unor pățiți, ca să spun așa, care s-au trezit că anumite accesorii tale lor, cum erau, de exemplu, adaptoare pentru controlerele DualShock 2 de PlayStation 2, nu mai funcționau. Și da, există și lume care joacă exclusiv prin intermediul controlerului de PlayStation 2 sau de Xbox. Da, și mă rog, n-au fost prea fericiți. Noi am încercat să testăm și noi cât am putut mai bine. Da, ce aveam la îndemână, device-urile așa. Ce putem să spunem este că marea majoritate a stick-urilor USB au funcționat în continuare. Da, doar stick-urile, să zicem, anonime, cumpărate din piață mai puțin, prețuri da, infime, să zic da, așa. Da, nici măcar cumpărate. Dacă ați primit un stick USB rest la pâine, probabil că ăla nu o să meargă, da. Iar toate sticurile de la companii celebre, să zic așa, de exemplu, consacrate, da. Sony, Kingston, Kingmax, whatever, da, SanDisk, deci tot ce poate fi cumpărat din comerț la modul serios au funcționat. În schimb, ți-a mers și card reader-ul. Da, am un card reader destul de chinezesc, să zic așa, care a funcționat perfect. Mi-a funcționat mie adaptorul pentru mouse și tastatură și controller de 360, toate astea mi-a funcționat în continuare. Deci, practic, cine... Am înțeles că există o problemă cu controlul de Mad Catz dinainte de 2008, foarte vechi, da. Da, care, deși erau designuite pentru PlayStation 3, nu mai funcționează, și în schimb Mad Catz au zis că dacă produsul este în garanție, se rezolvă cu un mail și... Se ocupă ei, practic, de da, problema asta. Se rezolvă da. Și îți dă o versiune funcțională acestui device. Să luăm așa, cert este că dacă un utilizator normal care are un gamepad 2, să zicem, de clasice DualShock 3, eventual un PlayStation Eye, nu va avea niciun fel de problemă. Și... În schimb, dacă folosiți stick-uri USB chinezești și device-uri cumpărate din piață sau gamepad-uri neoficiale, e posibil să nu mai meargă. Nu toate nu mai funcționează, dar o mare parte din acestea sunt complet nesuportate de Sony și astfel au fost banate de pe platforma lor. Din ce am înțeles acum, ultima veste era că Sony looks into the problem și s-ar putea să readauge suport pentru anumite device-uri. Ei, și am ajuns la ultimul subiect de astăzi, este vorba despre Bulletstorm. Unul care... dintre shooterele de anul viitor care e, dacă Final Fantasy 14 nu era pe radarul nostru, Bulletstorm în mod sigur este. Da, cum spuneam și în ultimul articol despre Bulletstorm, acesta este combinația perfectă între Duke Nukem și Serious Sam. Pare a fi.
pare a fi, da, nu, n-am experimentat jocul pe Wii, dar pare a fi combinația perfectă între Serious Sam și Duke Nukem. With a bunch of, little bunch of Tony Hawk's Pro Skater. Da, ei like bine, that. Jocul oferă atât comentariile funny și sarcastice și hai așa să mai departe. Semi-serioase, semi... Da, da, ale lui Duke Nukem. Cât și, nu știu, hoardele de inamici pe care le aduce seria Serious Sam în gaming. Și arme inspirate din arme ambele... Arme inspirate din ambele jocuri, adică avem lovitura cu piciorul care a fost... unul din highlight-urile seriei Duke Nukem. Și ultima armă, sau cea mai nouă armă prezentată în ultimul trailer de la TGS al lui Bulletstorm, este aruncătorul de ghiulele, pe care l-am văzut prima oară în serie Sam și putem confirma că este o armă cât se poate de fun. Fun, exact. Da. E, bine, Bulletstorm o să permite mult mai multe, mult mai mare libertate de joc, pentru că tocmai pe asta se bazează jocul, să creezi kill-uri, da, combo-uri și să... Să omori oamenii, inamicii în moduri cât mai creative, dacă poți să ai un soi de bici, ceva de genul da, ăsta, să leash. Da, să-l prinzi cu biciul, să-l tragi înspre tine, în timp dai ce vine să-l tragi... tragi în el, îl da. Înfigi în ceva și e, da, și totul combo. Combinat cu niște decoruri care arată foarte bine. Probabil și... una din cele mai bune folosirea lui Unreal Engine da. 3. Și cu ce spuneai tu mai devreme, comentariile respective semi-funny, semi-serioase, acide, oare cum vrei să le spui la Duke Nukem, ar putea să iasă ceva foarte ok. Producătorul din spate, People Can Fly, are Painkiller în spate, deci ar trebui care este, să... Să fim serioși, este o clonă de Serious Sam în iad, să da, zic da, așa. Da. Deci... Semne bune jocul are, ca să spun așa, numai că ce spuneam este că s-ar putea ca de data aceasta Path-ul lui Bulletstorm, și anume el apare undeva prin februarie anul viitor, s-ar putea să nu mai fie chiar fereastra pe care o așteptau producătorii, da. Pentru că acum chiar trebuie să apară Duke Nukem Forever undeva anul viitor și probabil, Killzone 3. Mă refeream strict la jocurile astea fun, dacă da, vrei da, da. Așa. Iar probabil că dacă vor apărea în perioade foarte apropiate, marea majoritate se va orienta către Duke Nukem exact. Și prin prisma brandului extrem de puternic. Nu știu, eu dacă ar fi să aleg între Killzone 3, Crysis 2, Bulletstorm și Duke Nukem, mai mult ca sigur aș alege Duke Nukem, pentru că este legenda aia da. Vie pe care dar hai să vrei spunem, hai să spunem vrei să că dacă Duke Nukem n-ar fi în lista asta, Bulletstorm aș alege. Da, mare parte, deși Killzone 3 arată foarte bine, nu mi se pare atât de diferit față de Killzone 2. Da, Killzone 3 este totuși în aria aia de FPS-uri serioase, dacă vrei. Da, da, da. Iar Crysis 2 nu mă atrage încă nici acum cu absolut da, nimic. Adică din ce am văzut, prefer, ca să spun așa, libertatea de joc pe care mi-o oferă Bulletstorm față de exact. Genul ăla de libertate din Crysis. Ok, cam asta cred că a fost tot da, pentru ediția asta. Da, nu mai avem subiecte pentru săptămâna aceasta, deși știrea a fost o grămadă, acestea au fost subiectele mai interesante de această săptămână. Da. Ne pare rău că n-am avut un hot stuff să vă prezentăm ceva mai pe larg. Sperăm că săptămâna viitoare să se întâmple ceva atât de important încât să... ne dea pe spate și da, să da, rămânem orbiți. Să avem despre ce vorbi cel puțin un sfert de oră. Și ne bucurăm că ați ascultat runda noua din Warzone și vă așteptăm data viitoare la runda 10-a din acest podcast de pe The Gamecast. Pepsi și pufuleți că aniversăm 10 ediții. Da, și o anumită băutură realizată din apă și hamei. Pe care noi o folosim zilnic. Așa. Mai ales când realizăm Warzone, pentru că altfel n-ar merge. Este, să zicem, sursa noastră de inspirație. Da. Cam asta a fost ediția de astăzi, vă mulțumim pentru atenție, The Warlord and the Redbeard signing out, vă așteptăm la runda 10 and have a nice week, bye bye! La revedere!